Partidul Comuniștilor cheamă la alocarea surselor bugetare pentru asigurarea acestor programe. Partidul Comuniștilor cheamă finisarea oricăror discuții cu privire la divizarea domeniilor de activitate a Centrului pentru Copii și Tineret. Oricăror discuții și din partea ministrilor, și din partea ministerilor, și din partea partidelor politice care spun că ei sunt într-o alianță pentru integrare europeană. Și în al patrulea rând, Partidul Comuniștilor cheamă și solicită instituirea în regim de urgență a Consiliului de Coordonare Intersectorial cu invitarea și participarea a reprezentanților societății civile referitor la activitatea fructuoasă, care trebuie de fapt să fie, a Centrului pentru Copii și Tineret. Și nu în zadar noi am pomenit cu participarea activă a societății civile, fiindcă noi considerăm că fiecare pas din partea oricărui minister, mai ales din partea Ministerului Tineretului și Sportului, trebuie să fie discutat, analizat mai întâi cu societatea civilă, ca societatea civilă, ca reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale de tineret, o să aibă posibilitatea nu numai să audă vorbe goale, dar și să aibă un spațiu concret pentru o activitate în cadrul Centrului pentru Copii și Tineret, fiindcă, de fapt, acest spațiu este, conceptul este, numai că a trecut deja o lună, ni atvetă, ni privetă. Dar solicitările din partea acestor organizații, ele sunt și nimeni până la moment nu le-a răspuns. Până la momentul creierii acestui minister al tineretului și sportului, nimeni guvernarea actuală nu s-a gândit cu ce de fapt se va ocupa acest minister și acest ministru. De asemenea, ne îngrijorează faptul că ministrul tineretului actual tot mai mult invocă faptul că, de fapt, finanțarea domeniului tineretului în întregime trebuie să fie numai din partea donațiilor externe și numai datorită surselor externe. Înseamnă o dovadă când noi, deputații în Parlamentul actual, o să discutăm bugetul de stat în noiembrie-decembrie, oare asta nu înseamnă că domeniul tineretului nu va fi finanțat deloc de către bugetul de stat? Asta ce înseamnă? Înseamnă că ei o să ne spună că da, posibil, peste un timp oarecare o să ne dea, o să ne garanteze niște finanțări din partea Europei și asta pentru ei o să fie dovadă că domeniul tineretului nu trebuie să fie cheltuit niciun ban pentru domeniul tineretului, pentru că peste un timp cineva va veni și să ne dea un ban pentru tinerii și copii.